prieteni, azi la mine din nou este o zi de odihnă și azi am hotărât să fac un lucru, un video cu un prieten de meu care acum trebuie să vină la mine ospiție și va fi o temă mai rară, care nu știu dacă am făcut vreodată așa tema asta. Vreau să fac un interviu cu un prieten care spune Ilie. Vedeți un caiet unde am scris întrebările și întrebări am să-i dau lui. Și eu pregătit ca atare. S-a întâmplat așa că cu o săptămână în urmă el a fost la mine și am făcut interviu, dar nu s-a primit, m-am greșit și nu era sunetul. Și astăzi m-am pregătit mai bine și cred că o să audă sunetul, o să audă tot și sper să primească mai bine. Așa mă gândesc, poate vreo 40-50 de minute să dureze acest interviu. Eu sunt amator de luat interviu de la persoane, mai am câteva video pe canalul meu și lumea, dacă dorești să afli despre prietenul Vasilie Briscanu, care a fost regizor și actor, un om foarte cunoscut în toată Uniunea Sovietică. El în 2010 a decedat după o boală grea și el, chiar prietenul ăsta Ilie, a fost la cimitirul lui. El este mormântat la cimitirul armean în orașul Chișinău. Și iacă acum eu fac niște mâncare, vreau să-l servesc fie sătul ca să postească cât mai mult tema asta. Așa că ascultați acest interviu, sper să va fi interesant. Urmăriți! Ziua! Bună ziua! Ziua. Da. Bună ziua. Așa, da? Așa? Așa? Așa, da. Așa, e bun. Tak, și iacă așa prima întrebare. Bună ziua, am spus. Domnul Ilie, când ai auzit prima dată de Vasilie Briscanu? Povestește pe scurt. Da. Не было счастья, да несчастье помогло, если шо вам проверду сыск. Я он 30 дня на Москва, что в ультиме 3 дня на Молдова, что он тебе меня спечал мастерату на пластике. Он скоп сорганизировал, он факультатив де ферфуржартистики, я с маэстром ферфуржартистики. Что ам гасит уникул ательера де ферфуржартистики Либер, Молдова, на университете агрикула. Un atelier formidabil. Și m-au dus din nasul ani zile, că mă eu, că nu mă eu, mă eu, nu mă eu. Și ca să nu stau degeaba, mai citim cărți, mă uitam film și mă înscris, mă uit la este filmul și la Șipca Toni Venisa. Șipca Toni Venisa. Da, da. Și m-au uitat. Dar filmul ăsta l-am văzut după recomandația la un prieten de meu de la Moscova, un pictor. L-am văzut acolo de vreo două ori împreună cu numele lui. Și el îmi spune, Ilie, tu știi că ăsta e Moldova film? Zic, nu, ia să vezi film drăguț. Ne-am uitat vreo două ori la rând, cu unei pauză acolo. Și la 3 de ori m-am uitat eu singur, dar când am ajuns, acum vă povestesc, mai zic că să mă uit iar din nou. M-am uit la film, îmi prospătez amintirea, zic, mai spun, de ce ne-ai făcut într-adevăr? Într-o Wikipedia, Vasilie Briscanu. Mă zic, știu, încă și moldovan de-a noastră. Când am făcut cunoștință eu cu autobiografia lui, are o biografie bogată. În primul rând, el a fost și actor, nu numai regizor. Da. Și eu am privit toate filmele lui care au fost actor. Și mi-a spus cinstit, el joacă nu mai rău decât filmează. Este foarte organic. Și joacă nu mai rău ca volontier. Însă, cu părere de rău, nu e atât de vestit. Da. Și atât de mult m-am, știți, m-am dizolat eu în soarta lui, eu am hotărât să-i studiez soarta lui în într-adevăr. Neavând ce face, nu stau degeaba, dar eu am de-a face cu literatura nu prima dată. Eu în 2000 chiar mă câteva mic să intru și am plecat la artă de artă plastică și nu mă căiesc, într-adevăr. O și care caz, este un clinariu care se vede despre literatură și aducându-mi aminte de ce e că eu am așa un clinariu, ia mai să mă apuc eu, într-adevăr, să studiez serios. Și m-am gândit așa, prin ce studiez? S-a primit ceva, nu s-a primit, cum spun rușii, m-am dracu vezați.
Ori poate să iasă o carte autobiografică, ori un film documentar, un film artistic, vom vedea până în sfârșit. Dar calea e începută și am adunat materiale nu puține, să spun cinstit, și continuu cercetarea și am aflat foarte mult despre Vasile Brescanu și studiind biografia lui, mi se face impresia că eu studiez biografia mea. Atât de mult m-am încadrat eu în soarta lui, știți, parcă mi-e un frate, parcă e tipul meu. Se vede că avem noi ceva comun din punct de vedere de tip, de caracter psihologic. Și eu nu ne închipui să refuz cumva la continuare cercetării. Dacă dorești, eu pot să-ți povestesc din câteva minute, dacă este nevoie. Deci, da, dar în ce an prima dată ai auzit de Vasile? Undeva vreo 6 ani în urmă. Undeva vreo 6 ani în urmă, poate prima dată. De fapt, n-am aflat de Vasile Brescanu, m-am aflat de filmul ăsta. Eu l-am privit de vreo 2 ori cu colegul meu. A treilea m-am uitat eu singur. Și nici atunci nu știam că e el autor, știam că e Moldova Film, da? Moldova Film și rușii pune eu, și prin Baltica mai pune eu. Mulți veneau regizori, invitați și nici noi nu închipuiem că e moldovan. Dar nu e moldovan simplu, dar eu moldovan, știți? Într-o timpul românași, adevărat. Și următoarea întrebare vine așa. Când ai hotărât, nu, ai luat ideea să scrie o carte în spune? Tot, în ce an? Asta câți ani? Asta a fost anul trecut. Chiar anul trecut? Da, asta a fost anul trecut. Și, deci, s-a început la ce? Când eu am hotărât să studiez toată biografia lui de art. Am privit toate filmele. Am privit filme unde joacă rolul, am privit filme unde îi filmează. Am studiat filmele aparte în Wikipedia. Oricare film are totuși o istorie oricare, da? Deci cine filma, când e filmat, și actorii jucat rolul și așa mai departe. Am început să dau atenție la amănunte. Și după ce am dat atenție la amănunte, mi-a uitat ideea că poate chiar și de descoperit și mai amănunt de la începutul vieții lui, de când s-a născut el. Da. M-am uitat că din satul Gotești, m-am uitat atent pe carte, acum era raionul Cantimir, atunci era bispare ca acum. Și în afară de asta, el a predat o an de zile în Lingura, a fost pedagog din 57 până 58. Și în Lingura am fost. Și am fost la dânsă la patrie, am făcut cunoștință cel puțin vreo 6 persoane care l-au știut personal. De tânăr. Da, de tânăr, sigur. Și da, să ne întoarcem la noastre evenimente. Prima dată întâi eu am venit aici la Tușeni. Da, dar aici la mine merge întrebarea. A treia întrebare merge așa. Unde ai găsit informații despre mine, cum mă nimerit în Tușeni? Că asta tot interesează. Eu n-am vorbit niciodată. Am discutat, dar n-am. Deci eu am luat în YouTube Vasile Brescanu. Asta despre... Se vede că automat, când iei Vasile Brescanu, se arată diferite informații. Un video. Eu poate căutam filmul, nu știu. Da, episoade acolo. Mă uit Vasile Brescanu. Mai zic și mie aici și ăsta. Apăs. Dumneavoastră povestiți despre Vasile Brescanu. Da, anul care era? Cu fotografii, în trecut a fost. În trecut asta. Da, cu fotografii. Și am început să mă descurc că campioni poate fi. Dumneavoastră s-a numit Trușeni. În video? În video așa? Da, a spus că din Trușeni. El a locuit aici. Că el a locuit aici 15 ani în Trușeni. E cu marșe v-am găsit. A fost la primărie. Nu înțeleg eu și cum. Cum, la noi la primărie? Da, a fost la primărie. Spune-i, te rog, niciodată nu. Nici nu au auzit de dumneavoastră. Nici, dar de cine ai întrebat? V-am arătat, i-am arătat chiar și video. Era o doamnă acolo. Dacă s-o închipuit ei de cine merge vorba, o să știți undeva pe acolo, pe la Gagarina. O doamnă?
Da, o doamnă solidă așa, de 50 de ani. Mulți o schimbați, vedică. Schimbați, vedică, da. Viceprimarul, prietenii eu, inginerul cadastral. Și totuși, cu cet am dat, știe. Dar nu a spus din primărie nimeni că ea ca eșeală, da? Nu, e cam sunt tipuit. Undeva pe a treia stradă la Gagarin, cam se întâmplă pe acolo, pe acolo. Da, a, au povestit cineva. Așa, un tip, e cam pe acolo. Aha. Și într-adevăr, când am intrat pe strada și eu văd o mătușă, prima mătușă care a văzut-o. Pe strada Gagarin. A treilea Gagarin. A, stradiela, este așa. Da, văd o doamnă acolo, bătrână de 80 de ani, mi se pare că e. Și eu întreb, ea ca Năsăuți Brescanu, cumva, nu, te-a întrebat în sarii dumneavoastră. Aha. Ion Bălan, Năsăuți... Nu, că eu sunt venit. Nu, că nu știu, dar Brescanu, de Brescanu e ca ești Stigarul, o trăiță. A, tamar, era că aproape. Da, e ca casa asta. Și trăiește asta așa, asta, acolo, ești... A, și ai găsit prima dată, ai găsit casa lui. Da, și eu m-am dus acasă la de Sunion cu trăit, el, dar nu era acasă nimeni. Nu, dar... Și am venit săptămâna viitoare și am dat critică de vizie și știu săptămâna am venit și am găsit-o. A, doilea zi? A, nu, da. Știu săptămâna am venit. Aha, aha. Și eu, știți ce, el mai mult o prietenit cu Borș, cu Tamara Borș. Da, asta baba, doamna și ea. Da, știți, dar e trebuie să știi tăi. Mă duc la doamna Borș, da, da, e așa de bucuroasă, așa mi-a povestit spre dânsul, s-au împrospătat emoțiile, mai, se vede că l-a iubit foarte mult, l-a stimat sunt foarte păcau, mult, da, așa era fericit, nu am niște fotografii, eu ne-am scanat dumneavoastră, mi se pare că ne-am trimis. Și mi-a numit-o doamnă, nu ți-am minte, Ivanova, măi, Mihailova, Mihalzidia dumneavoastră, și nu mai țin familia. A fost la dumneavoastră ei. Cine? Dar unde trăiești? Chiar pe strică Zlatini trăiești aici. Mă la deal? Mă la deal. Și eu întreb de dumneavoastră, dar ei spune că știți ce, e ca pe... E Tamara asta? Nu, Tamara mă trebuie să doamna și ea. A, la și... Doamna și ea, știți ce, cam, e ca cam pe acolo, vedeți, e ca cam pe acolo, și înțeleg cam așa. E cam și în tipul ei de cine merge vorba. Strada asta, da? Strada asta, chiar sunteți pe stradă, ei se scuși mai târziu. Da. Dacă ceva de la Tamara, da, da, aflăm, da. Dar nu mi-o părstie mult, e ocupat cu religie, au început să mă înclinează spre religie, nu o să vorbim despre Pescaru, e mai mult spre Hristos. A, ceva cu... E ceva, o sectă, ceva. A, ești așa. Și era complicat să, știi, să mă... Nu numai să mă scut, dar să mă apăr, că eu, știi, e tot timpul mă îmbrica în dialogul ăsta, știi? În alte direcții, alte da. Direcții. Și a, eu, sunt vreo informații, eu, am înțeles. Și eu începem să dovedesc că el n-are dreptate și gata, și eu știu de asta și tot de vreo și la urmă am înțeles că mult dintre s-a ne-a spus, că, dar nu puteți să mă numărezi, e ca, mi se pare chiar și am arătat eu video, poate că cumva, a, poate și din cauza magazinului, știe cumva. Aha. E, a, da, probabil undeva pe acolo, e ca acolo să vedeți. A, eu spus, da. Și am întrebat, nu la dumneavoastră, dar de Mahalo, cam e un tip idios, că cam am drept cu asta, cu asta, cu strada asta, e ca acolo să vedeți. Aha. Bun. Și mai de la vară un domn aici, a zis, măi, nu știți ce, e ca aici, la deal. Și atunci eu, domnul ăsta l-a strigat, a ținut la poartă și am stat de vorbă. Nu, că el născut în satul Gotești, a cotrit-o și spre că... Raionul... Raionul Cantimir, da, Cantimir. Am fost de 3 ori pe localitate și vă spun cinstit, mi-a făcut și prieteni de acolo. Acolo? Da, am vorbit cu 6 persoane, cu colegi care au învățat în clasă, cu prieteni care au alergat prin copilărie, cu mahalagii care erau mahală. Impresii cele mai bune le-au lăsat Brescanu la toți. Principalul că am aflat multe amănunte din caracterul lui. Am aflat de pildă că el are doi părinți, nu știam de pildă că el are doi da? Părinți. Tatălui a murit pe front și mama s-a murit de-a doilea. Și Vasile nu prea a primit pasul mamei. Educație. Am intrat în conflict serios el mare cu mama și cu frații lui și când am plecat la învățătorul la Cahul, el nici nu venea acasă, dar venea la un prieten de lui, dintr-un sat al Vrea, unde este de, nu știu spun cum o cheamă, Gheorghe Calmoi. Am trăit și cu Gheorghe Calmoi, într-adevăr. Mai târziu, da, el e sărătos, 83 de ani.
tot impres și cele mai mari au lăsat, dar într-adevăr pot să vă prieteni foarte apropiați și el mi-a povestit aproape de toate aventurile care le-a avut Vasile Brescanu. Și, desigur, cât mai mult aflam despre dânsul, cât mai mult îl cufundam în soarta lui materiale. Îl aflam pe dumnealui ca o persoană vie, o persoană vie, ca o persoană aventură, da, avanturist. Aventură, da, să vezi, aventură, da. O persoană de aventură, o persoană creativă, foarte creativă. Toți accentuează la acest moment că, într-adevăr, a fost o persoană foarte creativă. Și în școală, când învăța de la 1 până la 7, în povestea, aceleași poze le făcea el. Și la școala de pedagogie din Cahul, tot cam aceleași purtare avea el, creativă. Și mai fost în satul Lingura, unde a predat el în timp de ani, zile din 57-58. Și am avut noroc că... Dar și obiect? Nu, ne-a făcut. Ea că predă un... Mă gândesc tot școala... Eu am auzit că a fost, dar nu știu. Vădă clasele primare, ea că nu l-am întrebat. Pe, deci director care l-am găsit eu, el nu văzut că nu sunt în școală. Uh-huh. Se mă știe foarte bine, se vede că era foarte vestit, el în sat. Și a avut posibilitatea să-l vadă la școală el. El învăța și el, era student la Tiraspol, învăța tot la pedagogie, la fizică și matematică, și se vede când vine pe acasă, vine pe la școală și o să știe foarte bine, a fost martor la anul nou, cum face el spectacolul. Și mi-a arătat casa unde a întâlnit el apartamentul, casa e vie, e o casă pomoldovenească de tip vechi. Și mie chiar a venit o idee. Ar fi bine acolo de făcut un muzeu, dar nu prea coincide și acolo se poate făcut, ca să e ușor de cumpărat. Dar se poate și altă idee, se poate de construit după modelul și ala, o casă la dânsul acolo. Casa unde a trăit Vasile e sănătoasă, e vie, dar nu are niciun fel de chip atrăgător. Eu aș distruge, aș construi o casă din nou. Pentru că peste studia nimeni se întreabă, e și e casă, nu și e casă. Noi putem să închipuim cam și fel de căsă era putem și ala. Și ca model se poate lua casă și eu, nu interiat el, eu construit că Vasile Brescanu merită să aibă muzeul în sat. Eu am vorbit cu Pământenul, erau așa, știți, trăsniți, cum așa, școala numită de un ucrainean care era separatist cândva. Da? Deci nu, ce numit numele Brescanu. Da. Și cu marșă i-a salutat ca să numească strada, strada lui Vasile Brescanu. Da. Acolo la colțul unde a trăit el, nu de mult făcut. Asta a fost multe în lupte. Da, este așa ceva? Este așa strada, da. Da. Toți de aceeași părere, că el merită mai mult. Da. Că e puțin vestit, că e talentat. Și trebuie de făcut mai multe evenimente ca el să fie întărit. Memorie. Da, să fie întărit în istoria culturii moldovenești. Probabil aceste detalii vor fi rezolvate de alte persoane. Eu sunt gata să iau o parte activă și în acest domeniu. Dar sunt persoane destul valoroase care și pot și zători să facă lucrurile astea. Să stau de urmă mai târziu. Atunci rezolvăm, știți, planul numărul 1. Da, da, da. Sau cum spune, plan A e plan B. Și următoarea întrebare. Cine erau, de la cine informațiile astea, ce fel de oameni au ăștia? Adică cine si oameni din sat sau rude de lui sau prieteni? Aiștia care... Deci, în sat adânsul am făcut cu asta, cunoștință cu colega de a lui care a învățat într-o clasă, Liudmila Stepanovna, cum vă spun, familie Stepanovna, mi se plătea și tot Stepanovna, bulgarcă. O femeie foarte vivoaie și din 37 frați, și e sănătoasă într-o formă foarte bună.
Al ține minte din când era el în copilărie. Era prieten bun și... Cum să spun? Slavova și Bulgarka. Bulgarka? Da, Slavova, Любовь Степановна. Deci, ea mi-a povestit și mai mult despre dumnealui, din punct de vedere de caracter, de talent, de biografie. Ea, că de pe la învață mei, că el a două surori în România. Drepte? Drepte surori, da. Nu surori, verișoare. A, verișoare. Surori. Două verișoare au avut, se vede că un neam din partea părinților, și după părerea ei, el a avut noroc, a avut așa verișoare. Adică, ele vineau în coace. El încolo nu se ducea. Pe timp sovietic? Timp sovietic. A, vineau, da? Da, e ca să vede, într-adevăr așa era. Eu când eram copil, eu vineam prin Mahală, vineau români. A, vineau ofițeri, arodii, da? Încolo. Mai greu nicem acolo. Da, nu cred. E vineau, într-adevăr. Pentru că el a avut tare mare noroc, surorii cele vineau, adică reșoarele cele vineau, și a ducea foarte multe haine. Se întâlneau cu dânsul, da? Da, și dădeau mare ajutor material. Vreau să trăie greu, foarte da, greu trăie. Și verișoarele astea l-au ajutat foarte mult pe Vasile Brăscanu. Astea tot sunt note interesante, știți, niște detalii care au valoare. Și, deci, m-am mai întâlnit cu o colegă de a lui, care o leacă mai măruntă, dar mă rog, am de din copilărie, tot are vreo 70 ceva de ani. Dar ea a participat la joacă în copilărie și nu are așa mănunte care e, da, tot impresia și e așa impresie. El de vreme s-a dus omul și da, el câți ani avea când îl părăsă. Da, da, el a părăsă de vreme. Da. Și generația lui îl țin minte, cred că. Cât da, generația lui. A lui, pentru că dacă el de vreme s-a dus, gata, la Moscova, normal că... Și toți accentuiau momentul că el învăța foarte bine. Nu era obiect care nu se începe. Și e interesant că de obicei el era preferat în literatură, dar el știu că matematică se pricepe foarte bine. Ea că de matematică nu. Deci el se pricepea în toate obiectele la super. La prefecție să recepe. Era, într-adevăr... El, la urmă, ultimii ani, el cât a stat aici, eu țin minte, el s-a apucat de scris scenariu, literatură, scenariu. S-a găsit scenariu și ala care a avut. Scenariu și ala, eu îți spun că... Pascheda Marina. Da. Dacă vrei, eu nu știu, de să ne gândim noi cum să facem noi, ca să nu facem rău, cu Irina, prin internet poate fi făcut. Eu am găsit un nu, vezi că nu-ți știi și nu crezi. Nici n-am încercat. Nu, nici nu încercat. Mulți trebuie să-i scrii ei, asta e 100%. N-a să răspundă femeie, ei trebuie să ai viața ei, trebuie să mă retat, eu cred eu. Eu dacă am să-i scriu, dar trebuie concret. Concret să întreb. Eu i-am scris, am trimat fotografii și femeie nu-i trimis. Tu poți ști și povestești. Eu sunt cu toți fotografiile scris la mine, dacă domnul Gheorghe, așa acurat, dar nu șadie. De noi fotografiile și ele, mai bine ei să dau fotografiile și că le am eu. Poate să n-aibă, da? Mai degrabă că nu. Pentru băiet că are băiet. Sigur, mai degrabă că nu le are. Eu pot să o întreb, dacă vrei, dar de gândit cum să-i scriu eu. Tu ai fotografiile și ele. Eu am mult, ei mi-au trimis fotografii, ei ne-au trimis. Tu poți să-i trimis și tu care ți-am dat eu. Da, da. Nu, eu îi scriu și o întreb. Noi avem fotografii în originalitate și după părerea noastră trebuie să păstrezi. Dar dacă mă întreabă de unde? Spune că un prieten, un cunoscut, da. Studiază autobiografia lui, s-a da. Ocupat serios. Și am fost prin sate, da. S-a ajunat, adună materiale. Materiale, da, ia ca asta da. Eu pot să-i spun. Și a interesat și nu mai știam toate documentele care are. Da, și poate dacă dorești, zic că eu pot să trimit, dacă tu n-ai așa, da, e bine. Eu am în Rusia, nu mă adică să vin în Rusia, vreau cu Mihal Cos mă întâlnesc, vreau cu Costalevski mă întâlnesc, cu... Noam Kleiman, da? Eu sunt întâlnit. După război? Vrei să duci înapoi, da? Da, desigur, după război, da. Război. A, nu rămâi mai departe? Nu, eu la Moscova, eu știi, dacă nu e război, fiecare jumătate mă duceam la Moscova. A, oricum. Stabil mă duceam. A, așa e. A, dar cu traiul nu.
La Ucraina? Nu, gata, da. De fapt, ne-am propus acum să organizez o... Bun, gata, asta e ultima. De întrebare, da. Da. Cum a să apară cartea asta despre Vasile Brescanu? Finanțe tare import mult, este trebuie mult finanțe. Și în ce limbă, da? În ce limbă, rusă sau română? E poate să apară și în rusească și în română, dar eu până și n-am un plan concret și trebuie să primească din cercetarea asta. Da. O carte autobiografică, un film documentar sau un film artistic. Întâi adun materialul, da? Deci, cum spun rușii, главное dracu vezi, там посмотрим. Pentru că când tu prelucrează un material bogat și conținut de persoane interesante, tot materialul ăsta, toată informația se lucrează la tine în minte. Și ea, ori mai devreme, mai târziu, se formează în ceva concret. Da. Eu trebuie în mine să trezesc ceva care să fie un material de bază, să fie un material de operă. Autobiografie e foarte... Da, nu așa că m-am apucat... Oamenii au interes la autobiografie. Asta e un lucru foarte puternic, da. E un lucru foarte serios. Da. Eu nu am practică, asta e prima practică mea, dar am la cine cere ajutor. Este domnul Lărescu, Dumitru, care are deci o practică bogată și în literatură. Trebuie la specialist. El are multe cărți scris. Da, este nou în Crimea, un pământean de anul să-l avdică acum, el și continuă spre de născut aici în Moldova. E un specialist în istoria artei. Și la dânsul pot să mă adresez. Desigur, eu am să fiu nevoit să mă adresez la ajutor. Nu faci singur nimic. Da. Bun, iată asta eu am vrut. Să și pe data de 20 iunie, iulie, ne adunăm. Eu zic așa, cam, nu știu ce dată, și eu vreau să video ăsta să-l punem până, poate cumva cu o zi înainte. Nu, da, desigur. Să-l pun pe YouTube, eu am spun pe flashca și eu am să fac redactare și am spun pe flashca și